În clipul de astăzi am plecat într-o vânătoare de fantome. E cineva aici, 100%. E cineva aici, da, hai să vedem. Cu ajutorul unor aparate care detectează prezența spiritelor și a frecvențelor paranormale, am fost în trei locații abandonate să vedem care este cea mai bântuită și lucrurile pe care le-am găsit acolo sunt foarte interesante, dar și horror. Cea mai tare senzație de bântuit. Dacă vrei să mai testăm locații să vedem cât de bântuite sunt, trebuie neapărat să strângem 20.000 de like-uri și nu uita să lăsați un subscribe înainte să ieșiți. Vizionare plăcută! Cineva aici? Păi băieți, începem cu prima locație din acest vlog și suntem la un spital de boli infecționase abandonat care 100% e bântuit, deja am auzit chestii pe aici. La cât de mare este, sper să găsesc pe net o poză de ecran cu toată clădirea. Nu există nicio șansă ca acest spital să nu locuiască cineva în el, nu cred că există nicio șansă. Suntem dotați cu mai multe aparaturi, printre care acest... EMF. Nu? Da, EMF. Deci după câte vedeți, acest EMF captează unde electromagnetice, pentru că se spune că spiritele ori emană unde electromagnetice, ori își fac un câmp electromagnetic în jurul lor. După câte vedeți, este la prima pulină verde, adică acum nu este nicio unde electromagnetică în jur. Din câte am văzut și eu în alte clipuri în afară pe net, dacă se fac 3 din astea e ok și dacă se duce pe roșu 4-5 e nasol. Nu știu dacă la apropii de cameră, deci nu se face. Deci, efectiv, dacă va crește asta, înseamnă că e ceva în locul ăla. Crezi, la cameră nu are nicio chestie. Când am lăsat și telefonul în mașină, ca să nu putem să bruiem cu anumite chestia asta. Și aici avem un spirit box care accesează anumite radiofrecvențe și stați să-l oprim. Și se zice oricum că dacă pornește asta, da, în locul în care ești, crește un pic frecvențele paranormale. Okay. Oricum în locul ăsta în care ești va fi și mai bântuit decât este. Și m-am gândit că ăsta e primul loc bun pentru a vedea cât de bântuit este acest loc și vom continua și cu altele. Pentru că aici sunt diferite energii negative, sunt crematorii unde s-au ars oameni și asta e nasol. Hai să coborâm să vedem dacă hai să coborâm neapărat cu asta. Haideți băieți, coborâm, avem MF-ul pornit. Când cam filmele alea tăgurează și ce zic, când ne gândim, bă, nu coborâi, de ce cobori? Să sperăm că nu ne întâlnim cu vreo surpriză pe aici. Sânge pe ea, nu? Ce? E sânge pe ea. Nu filma, că n-avem voie cu sânge pe ea. Bro! Cât de creepy e. Filmează-mi acolo. What? Mamă, cum e acolo? Aici ok. E pe verde. Să jucăm spasmofobia. Vestiar, infirmiere. E ok aici, e energie bună. Cred că avem o cameră radioactivă aici, mâncați așa. Dar ce-i semnul ăla? Nu știu. Bro, what? Să duce spre 4, what the fuck? Am jucat ușa asta. Iarăși de semn din ăsta. A, nu, sus era ăla incineratorul. Parcă sus la un etaj. Băi, bro, cred că aici se incinera. A, nu, aici se incinera, da. Aici ar trebui să fie cele mai negative energii. Cred că mai e o ușă până putem să vedem. Ce? Să fac 4 de-astea aici, mâncați aici. Păi, ești prost. Crește, aici. Crește? E pe 3. Bro. Deci, rupe murdă. 5! Boss, ce tare! Păi ești prost? Niște haine pe scoți spirit box-ul aici? Scoate-l, scoate-l. Și că nu e să se așa, nu? Nu știu. Bro, să nu trebuie să fac așa. Băi, ești prost? Dar licări în continuă. Nu trebuie să licări așa, nu? Absolut, da. MFU e constant pe 3-4, ești nebun? Da. E cineva aici? Alo? Ce se aude? E cineva aici? De ce a început să cânte mai tare când am zis? E cineva aici? Bă, e ceva în locul ăsta, uite cum face, bă! Da, mă face pe ăla, bă, e nebun. Zic că s-a oprit ăsta. S-a oprit brusc. Vezi că acum ne atacă, mâncați așa. Cum ar fi să atace acum? S-a oprit brusc, Ion. Bă, hai să mergem de aici, mâncați așa. Cum? Hai sus. Hai. Bă, e închisă. What the fuck, acum urcăm la etajul 2. Bro. Rămâne blocat pe roșu. De ce? S-a oprit. Nu zice că dacă e pe roșu, spiritele? Zice că e demon, da, pe roșu. What the fuck, a rămas blocat pe roșu ăsta. Ia vezi aici. Bă! Mamă, bă. What the fuck? Băi, cât de creepy e asta în spitalul ăsta, nu mi-e scris. Pe bune. What the fuck? Ce nu? Ia fă liniște. Bă, ce urât face, gen? Bă, bruiază la urechi, zici că... Face prea urât, chiar face prea urât. Bro, nu e ok. Vrei să mergi de aici. Deci, bă, faci... Bă, faci la mișto? Ia stai, Bic, să zice ceva. Păi, ce nu? În toate locațiile în care vom merge astăzi, vom face top care a fost cea mai bântuită, care ne-a dat cea mai... tare senzație de bântuit, că unde au sunat astea cel mai rău și au făcut cel mai urât.
Spirit Box-ul și MFU-ul, chiar că asta o să fie. Nu o să stăm foarte mult în fiecare locație, testăm un pic terenul, vedem cât de paranormal e și trecem mai departe. Nu, dar face rău, țipă rău ăsta. Băi, spuneți voi în comentarii, că sigur avem pasionați de horror care ați văzut și clipuri din afară, ce înseamnă că rămâne ăsta pe roșu și piuie, că mi se pare foarte creepy. Se intensifică mirosul. Bă, începe să miroasă ca în râu, eu n-aș mai merge mai departe. E cineva aici, 100%. Da. E cineva aici, da, hai să vedem. E cineva aici? E cineva aici? Opa! Era probastru? Da. E cineva aici? Dar fii să ne-ai întrebat tu, ești nebun. Nu, dar fii să ne-ai întrebat tu, efectiv. E cineva aici? Bro, mi se pare rar, fii să n-ai vorbit. Este cineva aici? Opa! E cineva aici? E cineva aici? Începe să crească și ăsta. E mufu. Bă, hai să mergem, că nu e ok. Hai să mergem la următoarea locație în cazul ăsta. E cineva aici? Ăsta e incinerator. Uite ce e sus. Lol. Mamă, cum faci? Bă! What the fuck, bro? Ia vedeți, fraților, aici. Ce? Bolnav cu diaree R4. Ai doamnei doctor Ionescu. Să li se dea pâine coaptă fără brânză sărată. What the fuck? Am auzit, bă, ceva de sus, hai să mergem. Băi, fraților, cam asta cu locația asta. A fost destul de creepy. Am ajuns și la numărul 4, nu știu dacă am ajuns la 5 pe MF. Trecem mai departe la Conacul lui Ceaușescu. Da, la Conacul lui Ceaușescu. Mamă, mergem la Conacul lui Ceaușescu, mâncava așa. Sper că vă place această serie, nu uitați să ne dați subscribe la toți dacă vreți să mai continuăm seria, să verificăm cât de abandonate și cât de bântuite sunt locurile în alte orașe, în alte locații. Hai să mergem de aici, că nu mai am stare, vă explicăm. Băi, ești nebun, unde ne bași, mă, zuc, trei țară ție? Pe aici intrarea în conac? Da. What the fuck, o să vă zic povestea despre acest conac, să vedeți care-i treaba. Mamă, dar tu știi pe aici, a? Da, da. Ai mai fost? Abia aștept să ajung să văd cum arată. O luăm pe pom, cum n-ai vă ajungem aici? Deci noi traversăm pădurea în loc să intrăm. De ce n-am intrat pe la intrarea principală din șosea? Nu știu. Nu știu, îți place ție pe aici, pe off-road? Haide! Am ajuns? Da. Wow, cât de horror ești, nebun. Dacă nu bubuiem în flow ăsta aici de culori, s-a terminat, nu mai bubuie nicăieri. Băi, băieți, suntem lângă conacul lui Ceaușescu și nu cred că a filmat niciun youtuber aici decât Andreas în spatele camerei, a făcut un live horror aici foarte șmecher. Doar că nu prea știe lumea de acest conac, deoarece nu se numește conacul lui Ceaușescu pe Waze, o să-l găsiți conacul Micescu. Îl găsiți pe Waze de ce? E o poveste un pic mai horror, de asta cred că o să găsim aici energie negative. Istrate Micescu a fost un avocat foarte șmecher, ministru de externe cu regele Carol al II-lea, a fost foarte șmecher de a avut conacul ăsta. Și de când a intrat cu sistemul comunist, a fost băgat la închisoare, a fost omorât. A murit el pe la 1953 și familia a primit membrele lui și osemintele într-un geamantan aici, ca să înțelegeți de ce e un pic horror. Și acest conac a fost dat lui Ceaușescu în 1965 după ce a fost restaurat. Care și acolo sunt niște energie negative pe la Ceaușescu, cum a murit și chestia asta. Eu cred că o să ne bubuie electromagnetic field-ul ăsta aici, MFU. Nu știu de ce am impresia că o să găsim niște energie negative. Hai să intrăm să vedem care-i treaba. Vedeți că nu arată rău deloc. Chiar nu arată rău deloc. Aici, gen, era dining-ul ceva. Având în vedere că e atâția ani de zile, vezi că se păstrează bine. Mamă, aici era panou electric. Tablou general al casei. Bă, uite-te un pic aici, ești prost. Bă, dar uite un pic cum face ăsta aici. Mamă, dar vezi că jonglează rău. Iată-mă spirit box-ul. Mamă, cum face ăsta aici. Hai să mergem. Coborăm un basement. Mergem în basement? Hai. Păi realizați că asta e o casă, mă, ești nebun? Ce se trebuie atâtea camere, nu înțeleg. Și într-un sursă. Ușor, ușor, ușor. Bă, 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 ce e aici, mâncați așa? Mă, scuza... What the fuck? Fii că rău, bă. E cam cu spirit aici, am mâncat, nu știu cum să vă zic. Hai să scrie stația. Sau de unde? Sau de ceva? Bro, what? Și cu femeie care vorbește. Păi, și are o femeie care vorbește. Bă! Nu merge așa șaptea oară.
Hai să mergem să mai vizităm. Deci am urcat în mansardă, băieți. Opa. Opa, nu prea intru în camera asta, nu știu să vă zic. Cred că aici a fost geamantanul ăla cu Cosmin, nu știu. Ce vă rog aici, mă? De ușa căzută. Ce asta, mă? Ce puteai să faci aici? Dressing? Ce era aici? Mamă, cât acasă, bă. Vrei să zic ceva tare că a fost construit în 1925 și au calorifere? Bro, bro, bro. Bă, fix la mâinge. Bă! Bă, what the fuck? Păi, deci e foarte mare casa asta. Sunt 7 apartamente, am citit pe net. Bro, unde și aici? Lord. Și aici unde urcăm? Mamă, aici se bea cafea dimineața, așa, nu? Se bea la trecut. Nu este vreo urmă aici de paranormal. Nu știu ce să zic de scările astea, să urcăm. Să urcăm sus? Poți să urci și jos. Lord. Ce muzică e asta? Ce muzică de aia creepy? No. Bă, faci mișto? Cum ar fi ca muzica asta să fie de pe vremea aia? Nu să asculta aici. Ia, te ce stai? Bă, zici că s-au niște știri vechi rău de tot, de ești nebun? Muzică veche. Ce, mă? Taci. Bro, se aud ca niște știri vechi, ești nebun? Ce știri la ora asta, că e 1 noaptea? Bă, sipe, că ești prost? Ia taci, taci! Ce sipe? Bro, ce-i asta? Bă, nu, e ceva... Bă, ai văzut că am mai fost într-un loc bântuit și nu s-a auzit nimic. Bro, ce e ăsta, mâncați-aș? Îl închid, mâncați-aș, să ne sigur. Păi scrieți voi în comentarii că poate auziți, dacă vă dați creșterea maxim, ce se auzea acolo, dacă puteți să descifrați cuvintele și ce se auzea, că nu prea am înțeles aici, dar o să ascult și acasă cu căști. Wow, foarte creepy. Ia vezi teoa asta aici și crucea s-a întoarsă. What the fuck? Ia niște cruci întoarse. Bro. Dar multe, multe dacă fiți. Asta e steaua lui David. Deci acolo de bine arată pilonul ăsta. Nu mai cruci întoarse. Mamă, vă dați seama ce petreceri se făceau aici? Bă, până în vedere că jos am salon de evenimente. De jos eu sunt în salon de eveniment. Și piscina în spate. Piscina? Da, e piscina mare tot. E uriașă. Deci am ajuns la ultimul etaj, băieți. O să ciocănim spre București acum. Cam astea au fost chestiile paranormale de aici. Ați văzut de două ori MF-ul s-a dus la maxim. Și odată am început să auzim reportaje ciudate. Și nu e nimic în zonă. Ce frecvență să prinzi și știri la ora asta și ce s-auzea? S-auzeau știri combinate cu muzică creepy și după aia s-auzeau niște țipete. Mamă, zici că sunt spasmofobia aia. Unde mergem acum? În București, lângă parcul Bazilescu, la fostul laborator de analize de zare. Și e horror? E mai rău ca... E cel mai rău. E mai rău ca aici? E cel mai rău. Acolo avem de văzut chestii. Bă, când aprind camera se oprește. Hai că mă fac închid camera. Iar s-a aprins. Bro, aparatul e închis, ești nebun. De ce se aprinde așa albastru? Pe prezență demonică rece, gen. Așa. Și dacă e roșu, e rău. E, cum ar veni, e demon. Tata, efectiv am închis aparatul la buton și a început să sune. Bă, chiar închis. Eu chiar am un șoc. L-am închis, bă. Pure. What the fuck? Zi, mă. De ce piu e aici? Deci acum suntem într-un laborator de analize abandonat, de la Zara. De ce poate să fie bântuit aici? Ce? Spiritele muncitorilor care erau plătiți mai puțin sau ce? Nu, dar și care e faza aici? Păi câte vedeți, este bine, deocamdată. Și care e faza ce? Care e faza aici e că mulți, nu mai știu unde erau birou, dar erau de alea cu... Că au murit din cauza, nu știu, ce fac. Au murit de substanțe? Opa. Hai să-ți arăt acolo. Hai să începem să culpe. Nici n-am intrat, ești prost? Bă, locul ăsta, 100% e populat. Aici coborâm? Da. Neaproape aici. Păi, ești prost? Ce? Mamă. Era asta la maxim. Vezi că e rău ce se întâmplă jos. Bă! Mamă, băi, Zuc, ai grijă, mă, că... Mă, vezi grijă, e rău. Bă, ai crește asta rău. E crește rău. Devi. Mă, what? Bă. Devi? Ce facem? Uităm aici? E full asta aici, nebun.
Uite ce scrie pe ușă. E bunker? Bă! Stai, mă, Dima, mă. Mamă, cine are Dima ăștia pe aici? Stai că-ți văd ceva, șt! Lol, e un câine jos. Mă, jos acum. E viu? Da, mă, să-mi plăci că-ți viu. Frate, ce știi ce în capăt? Pe bune? Da, hai în alte camere. Da, aveți grijă la asta. Bă, fraților, uitați-vă cum fac asta aici. Mamă, bro, what the fuck? Bă, fac de tot gen. Le stat deja să. Bro, eu zic să mergem, hai să mergem în altă parte, că nu. Hai să mergem. Nu se vede loc. Hai. Eu nu urc mai sus de atâta. Uită-te un pic. Iar rotor azi. Se duce în 5, ești nebun? Bro, n-am mai stat așa constant niciodată. Te las de aici. Ce faci? Nu știu, frate. Bă, aici n-am să stăm, că nu se pun cărora de aia. Opa, uite mâna, uite mâna, mâna ta, mâna ta, mâna ta. Bro, un etaj mai sus e totul pe roșu, n-a rămas niciodată așa. Crezi că e cel mai bântuit loc de până acum? De azi? Bro, ce se-i fost ăsta? Uite acolo și fost în gână, hei curăși. Bro, ce e aici? De ce e frumos? Asta-s noi. Bro, what the fuck e aici? Bă, ce s-au făcut aici? Uite câte substanțe sunt. Bro, what the fuck? Bă, câte substanțe sunt! Nu. Niciun spirit aici, cred că le-au omorât substanțele astea pe toate. Ce să spirit să fie, mă, vezi? Bro, uite ce e aici în spate, în depozit. Sunt pline toate aici, de bun? Bro, what? Mamă, ceva toxic, ceva rău aici. Ce-i asta? Ce? Bro, tu vezi ce-i acolo? Ia vezi, mă! Un bulgăr de ceva. What the fuck? Bro, ce-i asta? Lord. Nu cred. Ceva sus. Ha? Ce-i scrie ceva sus? Mamă, bă, hai să mergem aici că... E cam toxic, sincer. Da, ceva rău. Chiar e ceva rău. Nu e un loc în scurt? Hai să mergem, că e prea toxic locul ăsta, jur. Nu e, nici ce trebuie. Mi-a spart nasul, efectiv. Ăsta a murit de tot, cred că. Ne-au omorât toate fantomele, substanțele alea. Dar uite, CTC-ul laborator. CTC-ul laborator, mă. Băi băieți, cam ăsta a fost și turul nostru să verificăm locurile cât de bântuite sunt. Dacă vreți să continuăm această serie, 20.000 de like-uri că a condus viața noastră Zuc, pentru asta trebuie să dați și voi un subscribe și un follow. A condus mâncața și 300 de kilometri. Le mulțumesc băieților că au venit cu mine, Andreas și Zuc. Să nu uităm de Uzi ZVR, dacă îl știți, este streamer. El ne-a ajutat cu tot pachetul ăla, de-aia am fost și am început din Târgoviște. El cred că are o pasiune pentru ghost hunting. Băi, ne-a dat un ghiozdan plin de chestii, între care am mai luat și noi o lampă, oaia, să le folosim, îi mulțumim din suflet. Eu mi-am comandat o dată, deci fiți atenți. Am mai făcut pe YouTube Bogdan IBM cu MF-ul ăsta, detectorul de fantome, și i-am zis atunci, bă, Bogdane, mi-am comandat și ăsta și acum o să zic că copiii că am copiat de la tine, da, ce credeți? Da. A făcut el două clipuri cu ăla și mie tot nu mi-a venit MF-ul în casă și l-am luat după Zoom. Da, ai plătit înainte? Zoom. Da. Ai plătit înainte? Da. Nu mi-a ajuns niciodată, ești nebun. Ce mai aștept comenzi? Și tu mai aștepți? Da, vin sau? Și noroc că ne-a ajutat Uzi. Mai sunt clipuri pe YouTube cu detectorul ăsta, dar cu Spirit Box nu prea am văzut și mi s-a părut o experiență interesantă. Dacă vreți să mai continuăm să verificăm locații și mai bântuite, lăsați-ne sugestii în comentarii. Nu uitați să treceți și pe la conturile noastre social media de jos din descriere. Până data viitoare, v-am pupat! La revedere! Pa, pa!